Avem proiectul de reparații capitale, care anul acesta va fi finalizat. Avem proiectul de extindere a Spitalului Județean, din surse proprii, pentru că nu am găsit o axă de finanțare deschisă pentru acest lucru, pentru extinderea Spitalului Județean, dar datorită faptului că suntem totuși un județ bogat, am considerat că cetățenii merită și fondurile noastre să fie cu dedicație alocate către partea de sănătate. Și acea extindere din studiul de fezabilitate a reușit că ar costa undeva la 12 milioane de euro. Dar până atunci avem parte de această extindere, modernizare, recompartimentare, reabilitare și dotare a unității de primiri urgențe. Pentru că domnul viceprim-ministru nu cunoaște acest fapt, la Spitalul Județean avem 4.000 de pacienți pe lună. Dacă este să analizăm această situație, să știți că ne aflăm în top ca și număr de pacienți lunari. Să știți, doar la Constanța, dintre spitalele județene de urgență, mai sunt undeva la 8.000 de pacienți lunari, aceasta datorită turiștilor și în special pe perioadă scurtă, pe perioada verii. Dar, totuși, volumul acesta foarte mare necesită o infrastructură adecvată și această extindere și reabilitare și modernizare ne va ajuta foarte mult. Din partea Ministerului, să știți că avem parte de o finanțare de 1.425.000 de euro, iar noi venim cu o cofinanțare de 2.200.000. Tocmai ca să adaptăm proiectul la necesitățile reale și curente ale Spitalului Județean. Puteam, bineînțeles, să facem o simplă reabilitare și o modernizare. Dacă nu reușeam să facem această extindere, ne confruntam cu aceleași probleme la UBU. Și aici vorbim și o reașezare a fluxurilor, vorbim de o intrare adecvată pentru salvarea de la UBU, vorbim de un proiect care chiar se necesita și de un proiect care noi considerăm va rezolva mare parte a problemelor de la Spitalul Județean.